domnilor și domnilor consilieri, declar deschisă ședința extraordinară de astăzi. N-am să vă întreb dacă cunoașteți proiectul de pe ordine de zi, pentru că înțeleg că a intervenit o modificare. Domnul secretar, vă rog. Da, întrucât președintele de semnat pe luna iulie, domnul Stachin, este prezent astăzi, ținând seama de prevederile articolului 12, articolul 5, regulamentul de organizare, precum și articolul 9 din ordonanța 15/2002, urmează să fie suplimentată ordinea de zi. De fapt, acest proiect va începe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea cu caracter temporar a președintelui care va conduce ședința extraordinară de data de 31 iulie 2017. Acum, așa cum era o cutumă, președintele care urmează în luna august ar trebui să conducă, sau mă rog, ar fi potrivit să conducă și această ședință, dacă dumneavoastră mai ales nu pregătuie, urmează ca la discuție pe pagina proiectului să discute. După care vor urma punctele 1, 2 și 3 care erau inițial, vor fi 2, 3 și 4 pe ordinea de zi. Prin urmare, acum pot să vă întreb dacă cunoașteți proiectul de pe ordinea de zi. Dau citire proiectului. Ordinea de zi, da. Proiectul numărul 1 este proiect privind desemnarea cu caracter temporar a președintelui care va conduce ședința extraordinară de astăzi, 31 iulie. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind înființarea poliției locale în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Onești și constituirea comisiei locale de ordine publică. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiile, serviciile publice din subordinea Consiliului Local și serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor de municipiul Onești. Și proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, aparatul permanent al Consiliului Local, instituțiile sau serviciile publice din subordinea Consiliului Local și serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești. Sunt observații la ordinea de zi? Dacă nu sunt observații la ordinea de zi, cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu sunt. Pentru proiectul 1, dau cuvântul domnului secretar. Da, domnul primar, atunci, dacă expune un motiv, pentru că acest proiect a apărut astăzi. Proiect de hotărâre privind desemnarea cu caracter temporar a președintelui care va conduce ședința extraordinară din data de 31 iulie 2017. Supun atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre privind desemnarea cu caracter temporar a președintelui care va conduce ședința extraordinară din data de 31, având în vedere că președintele desemnat să conducă ședințele Consiliului Local și să semneze hotărârile adoptate de acestea lipsește. Vă mulțumesc. Pentru compartimentul de specialitate, nu avem. La fel, la comisie nu mai discutăm. Dacă, discuții dacă sunt. Dacă nu, urmează să mergem în această formulă mai departe. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate. Trecem la punctul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind înființarea poliției locale în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Onești și constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică. Prin proiectul de hotărâre supus atenție dumneavoastră, propun înființarea poliției locale ca un compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în interesul comunității locale. De asemenea, propun constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică, care este un organism cu rol consultativ și se organizează și funcționează la nivelul fiecărui UAT, unde funcționează și poliția locală. Vă mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Stați jos, vă rog. Doamnelor și domnilor consilieri, se propune înființarea poliției locale ca un compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului în scopul exercitării atribuțiilor
privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în interes comunității locale. Poliția locală se organizează și funcționează prin hotărârea autorității deliberative administrației publice locale, în conformitate cu prevederile legii administrației publice locale numărul 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu avizul consultativ al Comisiei Locale de Ordine Publică, constituită și aprobată de asemenea prin hotărârea Consiliului Local. Proiectul de hotărâre respectă prevederile legii Poliției Locale numărul 155/2010, cu modificările și completările ulterioare și a hotărârii Guvernului numărul 1032/2010 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale. Avizul Comisiei de Specialitate. Favorabil. Discuții cu marginea proiectului? Trebuie să fac eu câteva lămuriri, în sensul în care Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului Ionești are următoarea componență. Primarul Municipiului Ionești și, când nu este acesta înlocuit de viceprimar, șeful Poliției Municipiului Ionești, înlocuit de drept de către adjunctul șefului de poliție, și secretarul Municipiului Ionești, urmând ca să completăm Comisia Locală cu 3 reprezentanți din partea Consiliului Local. Rog fiecare formațiune politică să-și exercite acest drept și să propună în consecință de cauză câte o persoană, preferabil cu studii juridice, dar nu obligatoriu. Și să completăm așadar Comisia Locală de Ordine Publică. Doamna Vădică, aveți cuvânt. Propunerile le facem acum pentru completarea acestei comisii. Da. Ținând cont de faptul că din partea partidului nostru este doamna viceprimar, este suficient. Și eu același raționament. Consider că nu este necesar să mai facem o altă propunere. Câteva cuvinte despre acest proiect de hotărâre. Salut această inițiativă și mă bucur că și în municipiul Ionești, în sfârșit, se înființează poliția locală, chiar dacă de multe ori rolul polițistului local este luat în derizoriu. Depinde de dumneavoastră, cei care veți recruta acest personal, chiar dacă sunt puțini, chiar dacă legea prevede o persoană la 1000 de locuitori, sigur, probabil ulterior acest serviciu de poliție locală va fi dezvoltat, să fie recrutați oameni capabili cu autoritate care să ajute comunitatea locală. Știți că am discutat despre probleme în cadrul acestei comunități care nu pot fi sancționate de către actualii salariați ai primăriei. Așadar, se impunea înființarea acestei structuri. Mă bucur că s-a înființat și sperăm să fie și eficientă. Mulțumesc! Vă mulțumim! Alte propuneri pentru membrii comisiei? Înțeleg că ar mai fi două locuri vacante, chiar... Trei. Așteptăm. Haideți să luăm în ordinea, să zic, nu a numărului de voturi. Partidul Național Liberal, urmând. Partidul Național Liberal cu o propunere, dacă... Eu l-aș propune pe domnul Iene, dacă aș fi membru în Partidul Național Liberal. Avem o propunere la PNL. Deci, Iene Constantin. Gheorghe, da. Constantin, mă uitam la domnul Constantin, dar... Gheorghe, mă scuzați. Din partea PSR-ul... Domnul independent, vă propunem. Ca de obicei apare această discuție. Dacă mai există locuri vacante, dar dacă mai există alte partide... Manfil. Bun. Astea sunt propunerile pentru COP. PSD-ul are reprezentante primar și eu merg pe același raționament ca și domnul Guri. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Unanimitate. Mulțumim Poliției Municipale, domnul comandant nu a putut să fie prezent, e prezent în sală adjunctul comandantului Poliției Municipale Ionești. Vă mulțumim.
Așteptăm să fie avizat de către prefectură proiectul și apoi trecem la treabă. O să facem o ședință organizatorică în acest sens, după ce se finalizează procedura legală. Dar vă mulțumim foarte mult. Trecem la punctul 3 pe ordinea de zi. Domnul primar, aveți cuvânt. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramului și a statului de funcții pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiile, serviciile publice din subordinea Consiliului Local și serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești. Supun atenției și deliberării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești, ce conține toate modificările survenite de la aprobarea ultimii organigrame din anul 2015 și are la bază avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. În cadrul proiectului se evidențiază înființarea în cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Onești sub directa coordonare a primarului biroului de poliție locală, formate din 6 posturi de funcție publică. Biroul de poliție locală este condus de un șef de birou care are în subordine 5 posturi de polițiști locali astfel. Un post de polițist local superior, 2 posturi de polițist local principal, 2 posturi de polițist local asistent. Vă mulțumesc. Reprezentantul compartimentului de specialitate are cuvântul. Că îl completez pe domnul primar, așa cum bine a spus, că se aprobă organigrama care a fost pusă în discuție, dar n-a avut avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pentru că următoarele posturi ce vor fi incluse în organigramă sunt de funcție publică, așa încât nu mai am decât să spun că, așa cum spune și domnul Bătic, un post la 1000 de locuitori, se ține cont, evident, de legea 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea drepturilor publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea coruptei, în sensul că birourile trebuie să fie formate din minimum 5 posturi de execuție, serviciile să aibă cel puțin 7 posturi de execuție și pentru direcții minim 15 posturi de execuție. Da. Mulțumesc. Avizul Comisiei de Specialitate. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Unanimitate. Trecem la proiectul numărul 4. Domnule primar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului, aparatul permanent al Consiliului Local, instituțiile, serviciile publice din subordinea Consiliului Local și serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești. Având în vedere prevederile articolului 11 din legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care prevede că salariile de bază se stabilesc prin hotărârea Consiliului Local, prin prezentul proiect de hotărâre propun stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești, întocmite și propuse de compartimentul de specialitate, respectiv serviciul resurselor umane, control comercial în relații cu publicul. Vă mulțumesc. Raportul Comisiei de Specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, după cum a spus și domnul primar, este o lege nouă, nouă care se aplică cu data de 1 iulie 2017, așa încât o să propun spre a citi exact articolul din lege care spune că pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrație, din cadrul primăriei noastre, sunt stabilite și sunt aprobate prin hotărârea Consiliului Local și sunt stabilite de către ordonatorul de principal de credite, care de altfel este și gestionarul resurselor umane, gestionarul resurselor financiare și gestionarul tuturor resurselor din primăria municipiului nostru. Avizul comisiei?
Am avut comisie, nu e nicio problemă. Discuții pe marginea proiectului, dacă să... Permiteți o singură precizare față de titlul pe care l-ați avut în convocator și celelalte documente. Atât hotărârea pe care o aveți în față, veți vedea că se completează și cu stabilirea indemnizației consilierilor locali. Și acordate la prevederile articolului 40. De la lege. Da, revin discuții. Domnul primar, aveți cuvântul. Cred că se cuvine să fac câteva clarificări pe acest subiect. Inițial vreau să vă spun și să știți și dumneavoastră că au fost consultări atât cu reprezentanții sindicatului din cadrul primăriei municipiului Onești, cât și discuții cu, să zic, lideri ai partidelor politice din cadrul Consiliului Local Onești. Încă din capul locului vreau să vă spun că modul cum s-a gândit această grilă de salarizare a ținut cont de mai multe aspecte, dar ne-am propus în primul rând să nu diminuăm numericul. Știți că în februarie sau martie, când am votat bugetul, am alocat o sumă de bani pentru salarii. În suma aia de bani trebuie să ne încadrăm până la sfârșitul anului. Puteam să facem o creștere salarială consistentă și presupunea diminuarea numericului. Sau puteam să mergem pe același salarii care le aveam acum, bineînțeles cu creșterea salarială care a fost făcută anul acesta 20%, ceea ce înseamnă un efort consistent pentru bugetul local. S-a diminuat foarte mult de la investiții, trebuie spus lucrul acesta. Și în urma discuțiilor și analizelor făcute, am ajuns, spun eu, la un optim, astfel încât dintr-un total de 253 de angajați, 223, pardon, 212 salariați beneficiază de creșteri salariale din 233. 212 beneficiază de creșteri. Unii de creșteri consistente, unii mai puțin consistente, dar oricum sunt creșteri salariale. 20 de salariați au diminuat salariul și vă spun și din ce considerente, pentru că existau anumite anomalii, și anume, nu vreau să dau exemple de persoane și de, pentru că nu cred că este bine, dar exista funcție de șef serviciu, să dăm exemplu biblioteca, haideți, sau piață sau ce vreți, șef serviciu cu salariu mai mare decât director. Contravine legii. Deci trebuia să le aliniem. Asta a însemnat că șeful serviciu n-am crescut foarte mult salariul la director, așa a presupus că trebuie să diminuăm salariul acolo. Nu foarte mult, dar s-a diminuat. În această situație am regăsit-o și în primărie, în care șef servicii cu salarii mai mari decât directorii, în care șef de birou, la fel, să spun, salariu mai mare decât șef serviciu și alte, să zic, consilier grad 1 cu salariu mai mare decât consilier debutant sau mai mare decât consilier grad 1 și tot așa. Vreau să vă spun, să vorbim și despre bani. Creșterea salarială, adică dacă vom vota astăzi și vom stabili această grilă de salarii, va pune o presiune pe bugetul local de maniera următoare. Undeva un total de 32.000 de lei pe lună. Asta este efortul suplimentar în fiecare lună. Ceea ce duce până la peste 400.000 de lei pe an. Nu știu dacă e mult sau puțin. Credeți-mă că am respectat tot ce a spus dumneavoastră aici, pentru că așa prevede legea, domnul Cristea, și anume să existe diferențe financiare între funcțiile calificate și necalificate. Am crescut salariul minim pe economie, au rămas la funcțiile necalificate și de aici am plecat în sus. Cu șofer, cu muncitor calificat, ne-am dus puțin în sus, nu ne-am dus cu diferențe foarte mari, dar oricum s-a făcut diferențiere. Diferențiere între
între funcții legate de treaptă și gradul funcției s-au făcut și o să rău că colegile mele din cadrul aparat, din cadrul Serviciului de Resurse Umane să mă aprobe sau să mă contrazic în acest sens. S-a făcut ierarhizarea funcțiilor și exact am evitat ceea ce am spus mai devreme, că recomandați și dumneavoastră, situațiile în care șeful de birou să fie salarizat în plus față de un superior al lui. Am ținut seama de toate aceste aspecte. Rugămintea sau sugestia liderului de sindicat a fost ca au fost două aspecte. Una, să nu diminuăm numericul și doi, să nu facem reduceri de salarii. Din contra, v-am explicat și se poate vedea din propunerea făcută că nu numai că nu s-au diminuat, ci s-au făcut creșteri salariale. Și mă repet, deja nu sunt foarte consistente, dar sunt. Dacă sunt întrebări suplimentare pe acest subiect, vă stau la dispoziție cu mare drag. Domnul Cristian, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule primar, nu știu, poate nu înțeleg bine documentul. Văd totuși la unele funcții care sunt calificate că se pleacă de la aceeași salarizare ca și la necalificații. Adică salariul minim pe economie. Fiți mai precis. Vă dau un exemplu. Am aici în față nomenclatorul și ierarhia funcțiilor contractuale. La casier, muncitor calificat pasnic? Da. Sau la ce altceva? Muncitor carte. Are anexa 3. Anexa 3, exact, prima pagină, exact cu asta sunt și eu. E posibil să, poate să nu înțeleg eu bine, dar văd aici debutant, apoi gradul 2, gradul 1, consilier. Debutant poate să fie și o persoană necalificată sau... Adică înțeleg că dacă e o persoană pe o muncă calificată care se angajează ca debutant, va obține 1450 de lei în prima fază. Înțeleg corect? Da, este salariul de bază 1450. Încadrarea la nivel 0, da, fără niciun fel de spor, niciun fel de vechime, da, la care se adaugă sporul, este salariul minim pe economie. Am înțeles, așa da. S-a procedat și până acum mă pot... Cu toate astea... După care apar gradațiile și crește salariul diferenții. Corect, dar cu toate astea vorbim de o muncă calificată. E o muncă calificată, dar... Așa, da, așa se propune ierarhizarea. Vreau să vă spun că creșterile cele mai mari au fost acestea la salariul minim pe economie și de aici a pornit. Asta generează cea mai mare, să zic, cel mai mare efort financiar al primăriei. Dacă face o diferențiere foarte mare între primele trepte acestea de muncitor, necalificat, calificat, puțin calificat, mânuitor, carte, îngrijitor, paznic, aici regăsim situațiile acestea. Că vreau să vă spun, avem mulți muncitori necalificați. Știți și dumneavoastră că ați ocupat o funcție de top în primărie și nu avem mulți muncitori necalificați. Se asimilează oarecum aceste funcții de îngrijitor și nu poți să faci o diferențiere foarte mare între unul și celălalt și dacă am început să le facem și pe acestea, genera un efort mai mare bugetar, dar s-au făcut mici diferențe. Am ținut cont să facem diferențierea pe la cei cu studii superioare, facem diferențiere clară între ei și salariul minim pe economie, dar vedeți că și aici diferențierea foarte mare se face în funcție de vechime, pe gradele. Și în funcție de gradele profesionale. În funcție de gradele profesionale, vreau să vă spun că sunt diferențe mari și este bine în funcție de vechime, undeva până la 22% între... nu știu dacă mă și ascultați. Cu 22, până la 22% între deputant pe aceeași funcție superioară și cel cu gradul maxim. Eu zic că diferențierea este una chiar foarte consistentă. Nu mă audic să ascultăm, vă rog frumos. Mai facem o ședință cu PSD-ul. Domnul Cristian a murit? Sau parțial? Parțial. Pe pagina 2, ziceți?
Da, asta e o chestiune pe care o să ne lasem și înainte de ședință. Un exemplu concret, salarizarea casierilor. E o gestiune importantă pe care o au în persoanele angajate pe această funcție. Mi se pare slab motivant salariul minim. Asta în condițiile în care vorbim despre o activitate corectă, așa cum ar trebui să fie pe lege și de răspunderea care există pentru funcția asta. Știu că ei, dacă rămân cu bani lipsă, sunt obligați să se pună din buzunar, necesită o atenție sporită și un volum destul de mare de muncă, mai ales după preluarea utilităților. Da. Acum trebuie să fim corect cu toată lumea, v-am pus materiale la dispoziție din timp. Puteam să facem amendamente scrise, eu am făcut recomandarea asta, m-am pus și o rugăminte la dumneavoastră și nu sunt omul care să mă ascund după Cireș. Clar există un efort bugetar. Efortul bugetar trebuie să-l înțelegem toată lumea, că se face adică, în destularea acestor salarii, se face din taxe și impozite. Nu vreau să încep o discuție legată, eu vă aștept anul viitor, pentru că legiuitorul a făcut un lucru bun și anume dă posibilitatea ordonatorului principal de credite ca anual să facă aceste ajustări. Eu vă rog ca anul viitor, când votați taxe și impozite, să propuneți creștere de taxe și impozite și să creșteți și să faceți și propunere de creștere salarială. Și atunci discutăm. Ăsta este bugetul pe anul acesta. Am încercat să-l gestionez de o manieră, zic eu, foarte echilibrată. Mi-am propus să nu se facă diminuări de salarii, să nu facem diminuări de numeric, dar haideți să ne gândim și la contribuabil, zic eu. Așa ne facem salarii ca în Occident și haideți comparați aceste salarii, dacă vreți să fim corecți, și cu celelalte salarii din onești, atât din mediul privat, fie că ne referim la timp complex, fie că ne referim pe la agenți comerciali și trebuie să fim corecți nu numai cu salariații noștri pe care îi apreciem și dorim să aibă un... Să, da, mai e un lucru pe care, un aspect pe care nu știți și vreau să vi-l împărtășesc. Primarul are la dispoziție un fond în cuantum de maxim 2 salarii pe an pe care poate să le atribuie ca și stimulent de performanță acelor angajați care au performanță. Fie că e casier, fie că e director, păi nu, să vedeți că sunt și casieri care, dacă... Haideți, nu vreau să fiu răutăcios chiar astăzi. Am fost și clarificarea asta, da. Înțeleg ce vreau să spun. Da. Eu zic că e un lucru bun care îl facem cu toții astăzi și totodată poate să fie un argument în plus că ne pasă de soarta și de salariile angajaților din cadrul primăriei municipiului Onești, dar trebuie să ne pese și de contribuabile în aceeași măsură. Cu scuze, da, pot interveni și susțin ceea ce spune domnul primar. Aceea că la momentul iunie, 30 iunie, în plată pentru un casier cu studii medii sau generale, maxim era 1553. Și acum este 1806. Deci o creștere de 16%. Pe aceste funcții, unde maximum, pentru că legea anterioară, 284, așa s-a realizat, spre deosebire de legea anterioară, funcțiile mici, cele cu studii medii sau generale, cresc considerabil. Cea mai mare creștere o au în momentul de față, mă refer la bani, în plată. Cea mai mare creștere au cei care au avut salariile mici. Cea mai mare creștere. Da, s-a plafonat oarecum. Dar dacă începem să facem diferențiere acum foarte mare între ei, o să ajungem să dăm undeva 7-8 miliarde, 10 miliarde pe an, nu mai să facem diferențele acestea. Cu mare drag le facem dacă creștem taxe și impozite. De altă parte, nu avem unde să aducem bani sau de acasă. Câți recrutați sunt în momentul ăsta angajați în primărie? N-avem niciunul pe rol. Să zic așa, pe concurs, o să avem un debutant angajat, într-adevăr, și încă unul scos la concurs. Deci debutanți, da, au fost promovați, da, că un an cei cu studii superioare
sau să-și facă perioada de stagiu, după care trec pe asistent și ușor, ușor, din 3 în 3 ani, așa cum precizează și legea și cum de altfel și noi am început tot așa, am ajuns. Da, și mai trebuie, clarificat un lucru, că salariul, sau de noi salariul, indemnizația primarului și a viceprimarului a stabilit-o legiuitorul. Că mai citesc prin materiale, să zic, presă scrisă și nu numai, că ba cei de la Bacăva, cei de la Moinești sau din alte UAT-uri și-au făcut salariile, primarul și-a triplat salariul, viceprimarul, nu știu, și l-a dublat, exclus. Este o indemnizație stabilită prin lege, care vrem, nu vrem, aceasta este. Dar nu e atributul Consiliului Local. Nu este atributul Consiliului Local și noi astăzi nu vom vota, aproba indemnizația primarului și a viceprimarului, că deja sunt aprobate și vreau să clarificăm lucrurile acestea. Nu o să creadă cineva că să facem o paralelă, că a crescut salariul la un deputat cu 300 de ron și la primar s-a triplat. Domnul Leonar, aveți dumneavoastră cuvântul. Este o lucrare foarte complexă. Și se pare că cei de la Ministerul Muncii au transmis această sarcină autorităților locale în sensul de a descentraliza activitatea respectivă, dar se creează probleme foarte mari la nivel de țară. Parlamentul trebuie să vedem problema noastră de aici. Ce constat eu, această muncă dificilă, dar totuși sunt și lucruri care trebuie corectate. Onoarea. Un salariat cu studii superioare, debutant, 1.450 de lei. Unul cu studii medii de scurtă durată, adică subinginer, 1.450. Unul cu studii medii, tot 1.450. Unul e calificat, tot 1.450. Nu-i corect. Absolventul de facultate, când vine cu școală, zice, băi, mă duc acolo. Și are aceeași leapă ca și patru. Are aceeași leapă ca și nu-i corect. În crispite, în hârtii, trebuie rezolvată treaba. Este o desconsiderare a muncii făcute de oameni care au făcut ani de facultate, ani de studii, școală generală, mai departe, medici, peste tot. Peste în toate compartimentele există această greșeală. Avem nevoie de specialiste rămân în țară, să-i creștem, trebuie să le asigurăm cel puțin cu 200 de lei mai mult decât ceilalți. Să vadă că, într-adevăr, sunt băgați în seamă și că au perspective. Da, am să fac... Da, domnule, vă dau și dumneavoastră cuvântul, după care am să fac și este o considerație. Un aspect. Al doilea aspect. Un al doilea aspect. Piața agroalimentară ar trebui să lucreze în sistem autofinanțat. Și am degrevat tot efortul financiar al instituției din taxe și impozite locale pe activitate proprie a pieței. Cum sunt prinse aici și piața a dovedit în ultimii ani și mereu că a venit cu fonduri suplimentare, bani s-au spus și investiții foarte multe. Și există posibilități de a-i stimula pe niște salarii mai bine, mai bune. Bunoară, directorul de la piață are sub un șef de birou de primărie. Șeful de birou 48, 4800 și aici 3600. Ora acolo, de sâmbătă până sâmbătă, la sfârșitul anului, în tot timpul este acolo, sâmbătă, duminică, bazar, obor. E nebuneala cea mai mare care este într-o activitate să lucrez cu oameni de diverse categorii și permanent. Nu e o... Ori nu e normal, nu e bine. Și trebuie să fie și curăție la piață, să fie și ordine și disciplină și toate aceste aspecte trebuie să motivate pentru salariații de acolo. Asta e două aspecte am vrut să vedem. Domnul Iere, aveți cuvânt. Nu vreau să spun că salariile au fost sunt mari sau că sunt mici. Nu știu cu cine... Sau poate că s-a consultat și domnul primar, dar eu cu cine m-am consultat de vineri până acum, inclusiv cu liderul de sindicat, foarte mulți i-au nemulțumit. Principala mea nemulțumire izvorăște din faptul că înainte de a înceapă această ședință, ni se pune în față aceste anexe. Poate sunt calculate corect. Poate nu sunt calculate corect. Dar noi, ca și Consiliul, care avem obligația noastră de a stabili aceste salarii. Putem spune că ele au fost calculate corect? Legea 153/2017 a dat niște principii care trebuie respectate atunci când se calculează salariile familiei administrației și care trebuie respectate.
în afară de aceste principii, a dat un nomenclator și ierarhia funcțiilor. Iar pe fiecare funcție, deosebirea, că de aia avea un semn de întrebare domnul primar, se face în funcție de grade sau de gradații. Se pornește de salariul minim pe economie și se adaugă niște indici în funcție de aceste grade. Dar noi nu putem ști. Adică eu vreau să înțeleg fenomenul. Nu că nu pot să vin aici să votez ceva ce nu înțeleg. Și întotdeauna am înțeles că ceea ce votez să înțeleg, că am greșit prin votul meu, aia e altceva. Dar vreau să înțeleg. Păi bun, eu vă propun să... Eu nu pot să înțeleg, domnul primar. Dumneavoastră a spus că mi le-ați dat în timp. Și că puteam face amendamente. Și că puteam face amendamente. Noi astăzi le-am primit, nu știu, domnul secretar. Poate devin domnul secretar sau dar eu știu că asta ne-am primit. V-am dat statul de funcție, haideți să fim... Ne-ați dat statul de funcție, dar nu ne-ați dat anexa. Pentru că ce s-a... Vreau să fiu corect până la capăt și să înțelegeți până la capăt raționament. Discuțiile avute cu liderul din sindicat au fost în continuie de săptămâna trecută, chiar și în acest weekend, împreună cu colegile mele. În primă parte, și a și spus domnul lider de sindicat lucrul acesta, în primă parte, un număr consistent de angajat din cadrul primării sufereau diminuarea salariului cu niște sume foarte mici, dar sufereau diminuarea salariului. Din acel pe sfârșit de săptămână am făcut această o nouă, să zic, gândire asupra ceea ce înseamnă ca și efort bugetar și s-a găsit soluția să nu scadă unui număr atât de mare. Era vorba de eșalonul, să zic, de mijloc. Din contră, avem creșteri salariale. Astăzi dimineața am avut discuții împreună cu doamnele și, de fapt, cu domnul, cred că cu domnul secretar, în prezența dânșilor, zic, cu liderul de sindicat. Eu vă propun să luăm o pauză. Cred totuși că este binevenită și anume sugestia că la un nou angajat cu studii superioare să facem diferențiere de salariu minim pe economie de la 1450 cu 100 de RON, deci 1550, cu studii de scurtă durată cu 70 de lei în plus, adică undeva 1520, și cu studii medii la 1500 pentru început. Nici nu era în calcul lucrul ăsta și nu știu ce efecte acum vor produce, dar oricum sunt foarte consistente. Doriți să vorbiți suplimentar și să... cu domnul lider de sindicat, n-am nimic împotrivă, în pauză puteți să faceți lucrul acesta. Ideea e că domnul lider de sindicat are o misiune, și anume salarii mari. Că e salariat, în primul rând, și logica un salariat să-și dorească salariul mai mare. Doar nu o fi nebun la cap să spună, domnul Iene, îți prea mari salariile, domnule, haideți să le mai micșorăm puțin. E foarte logic. Dar încă o dată vă spun și trebuie să fim atenți și la acest aspect. Deci pauză o facem ca să înțelegeți toată grila de salarizare, să vă prezinte colegele mele care sunt, asta este meseria a dumnealor și știu exact cum se compune fiecare salariu, care e diferențierea legată de grupe, de vechime, de fiecare funcție în parte și nu vreau să votați ceva sau să nu votați având argumentul că nu ați înțeles. Luăm o pauză de cât o fi nevoie, 30 de minute, o oră, două ore, pentru că astăzi trebuie să votăm proiectul. Dacă nu trece, dacă îmi permite, nu știu ce efecte va genera. Dar cred că sugestia aceasta ne-o putem asuma, și anume cu diferențierea aceasta de la 1450 în funcție de studii. Știu că eu am vorbit cu doamnele, să știți că toate gesturile acestea de bunăvoință creează niște eforturi bugetare, economice, foarte consistente. Mai e o problemă. Da? Vă rog. La consilier, legea spune că până la 10% din indemnizația primarului. Da. Noi am stabilit o 10%. Așa. De ce n-am stabilit-o până la 10%? Dar puteți să o stabiliți 0,5%. Acum nu mai putem face amendamente, nu putem face nimic. Deci, domnul Iene, haideți că... Nu a fost pregătit acest proiect de hotărâre. S-a pregătit dintre două săptămâni în continuu. De ceea ce... Dar nu știți ce spune legea că până la 10% din indemnizație? Până la
anexe. N-are nicio treabă anexa aceasta cu indemnizația Consiliului Local. Păi data, voiam să înțeleg de ce s-a stabilit 10% și nu până la 10%. Dar de ce dar cine a stabilit? Dar cine a stabilit? Dar o secundă, haideți să vorbim. Da, o secundă, dați-mi voie. Haideți să ne vorbim îmbrucișat, pentru că nu mai înțelegem absolut nimic și e un fiasco. Și așa legea asta va genera o grămadă de discuții și o să vedeți că o să vorbească încă un an de acum încolo, tot așa la noi. Dacă se măresc salarii, deci s-au mărit, dacă se micșorează, deci s-au micșorat. Eu cred că domnul Iene a ridicat în mod corect o problemă, dar nu se înțelege că nu avem încredere în compartimentul de specialitate. Cam asta a reieșit, că dumneavoastră nu știu eu că sunt, nu cred. Dumneavoastră vrea să înțeleagă mecanismul prin care s-au calculat, nu că n-ar fi corect calculat. Domnule, ne-am înțeles corect? Dar pentru că a spus că de unde știm că sunt corecte. Nu, compartimentul de specialitate, eu sunt convins că le-a calculat în mod corect. De ce în acest mod? Ați explicat dumneavoastră. Dacă apreciați că este util, repet, util, luăm o pauză de 10 minute în care putem să discutăm eventuale amendamente, mă rog, deși n-au existat pe considerentul că această anexă ar fi apărut astăzi dimineață, după care ne luăm ședința. Astăzi dimineață, mă rog. Acum. 5 minute. Da, da, domnul secretar, vă rog. Vis-a-vis de acest procent de 10% pentru indemnizația consilierilor locale, ați văzut că legea spune într-adevăr până la 10%. Până la 10% nu înseamnă neapărat și 10%. Nu, nu mai găsim, s-a mers pe principiul ca toată salarizarea să rămână cât de cât la acest nivel. Acest 10% din indemnizația lunară a primarului, de fapt, ar rămâne indemnizația dumneavoastră cam în jurul acestei indemnizații pe care ați primit-o până acum. Că până acum, tot 10% ați primit până acum. Primeați 5% pentru fiecare ședință, minim două ședințe de comisie și o ședință în plen, că era ordinară sau extraordinară. Era 15%. Raportat la vechiul salariu al primarului, raportat la actualul salariu al primarului, acest 10% tot pe acolo se duce ca și indemnizație. Și de aceasta s-a pus 10% mai. Dacă se pune... Și mine s-a referit la același lucru. Dacă până la 10% înseamnă 10 inclusiv, adică până la 10, din punctul meu de vedere, înseamnă 9. 10 nu înseamnă. Până la 10% inclusiv. Bun. Până la 9%. Da, aici să știți că nu mai e atributul primarului. Dacă până acum a fost la indemnizații și puteți să vă propuneți și voi ține cont în fiecare ședință de sugestia dumneavoastră și dacă între 0,5% și 9,99%, că există și 9,99%, să știți. Nu numai 9 și 10. Voi ține cont de părerea dumneavoastră. Faceți. Da, faceți, stimată doamnă, propunere și eu mi-o asum. Cum mi-am asumat și mai devreme această diferențiere pe studii superioare de lungă durată, studii de scurtă durată și medii. Dar nu cred că doamna consilieră era o chestiune tehnică. Cu ce propunere veniți, poate... eu mi-o asum și mi-o... Tehnică. Dom'le, până la 10% poate fi inclusiv sau nu? Din poate să fie 9,99%. Urmați exemplu Consiliului Județean care au pus 9%, dacă considerați că e util și... Deci eu pe aspect de legalitate... Și am înțeles acum, dar nu vor fi mare sau mic, dacă de cum era de legalitate la cadră. Cât e indemnizația CJ-ului, președintele CJ-ului? Ia spune-ți. 135.000. Sau nu, 13.500. Da, de analizat din punctul meu de vedere această chestiune, dacă din punct de vedere legal, acum, din punct de vedere al oportunității, știți că erau discuții că la 500 de lei toată lumea avea impresia că luăm 500 de lei pe ședință. Dacă, repet, dacă o considerați utilă, dacă nu, eu sunt convins că în următoarea perioadă or să apară o grămadă de amendamente la această lege. Nu, mai foarte nu în ceea ce privește Consiliul Local, repet. Nu mai putem. Noi o să stabilim pentru un an, după care... Pentru un an, pentru șase, până la sfârșitul anului. Pentru tot anul. Pentru 5 Iar ideea ca până la anul să ne lămurim și noi cum, ce și cum, care merită, care nu merită, nu mi se pare ideea. Pentru că vom avea dezbateri, vă garantez și la anul, în aceeași ordine de idei. Haideți să luăm o pauză de 10 minute și să ne lămurim. Doamna Petrici, nu o să ne reușim în plen să lămurim problemele. Te-a ascultat și vă rog. Haideți să luăm o pauză de jumătate de oră. Stabilim ce e de stabilit, dacă ne lămurim mai repede. Reluăm ședința mai repede, doamnă Gădic, spune și dumneavoastră. Că până aici să suspend ședința. Da. Mulțumesc pentru amabilitate.
Da, am înțeles, dar nu o să ne împlăm, nu reușim să ne iubim. Nu există salarii. Doar așa să facem discuții ca să zicem. Domnule Bădic, vă ascult. Vă ascultăm. Mulțumesc. O să spun că această lege, ca mai toate legile din țara noastră, aduce și lucruri bune și lucruri rele. Un lucru bun este că în sfârșit se face ierarhizarea funcțiilor. Într-o instituție, fiecare își respectă din punct de vedere al salariului încasat funcția pe care o are. Asta trebuie să fie proporțională cu răspunderea. Probabil că puteți confirma, au fost situații în care femeia de serviciu avea salariul mai mare decât un inspector debutant, dacă avea și vechime doamna respectivă. Deci erau multe anomalii în administrație. Cu siguranță sunt și aspecte bune, sunt și aspecte rele. Merg pe premisa că funcționarii care au făcut această simulare, că până în momentul de față este o simulare a salariilor, au făcut-o cu responsabilitate și că întotdeauna se poate mai bine. Vă spun că este un proces și un procedeu destul de greu de înțeles cum se calculează aceste salarii. Așa cum spunea și doamna de la compartimentul de specialitate, salariile în anii precedenți au fost stabiliți prin legi speciale, raportate la alte legi, raportate la alte legi și tot așa trebuie să te duci trei legi în spate ca să înțelegi de unde a ieșit salariul. Nu cred că noi putem în câteva minute să înțelegem cum au fost calculate. Nu, deci este un procedeu destul de complex, vă asigur. Eu dau credit celor care au inițiat proiectul de hotărâre. Până la urmă răspunderea le revine în principal și cred că este cea mai bună variantă. Așa apreciez eu. Nu cred că noi putem în momentul de față să schimbăm mare lucru. Dacă vom vedea că lucrurile nu vor merge bine, putem de când să le ajustăm sau să propunem pe viitor modificarea acestor salarii. E adevărat, așa cum spunea domnul primar, primarul, viceprimarul are salariile, au salarii cele mai mari și este normal să fie așa, pentru că erau funcționari din primărie care aveau salarii mai mari decât primarul, chiar și la administratorului public, chiar și la secretarului, am văzut că se respectă ierarhia și toți sunt în așa cum ar trebui să fie. Se poate mai bine, dar mare lucru nu putem schimba noi acum. Dumneavoastră, decideți dacă luăm o pauză, dar același lucru se va întâmpla, sau mergem pe propunerea făcută de administrație, de primar, de cei care au propus-o și dacă dăm credit. Da, eu înțeleg că domnul primar a analizat această chestiune pe care a repetat-o adineori și a făcut deja această ajustare în ceea ce privește studiile superioare cu studiile medii. Da, dacă apreciați că această pauză nu este edificatoare... Domnule, salariile nu le-am făcut pe modelul lui ăsta mai pune-i 10 lei, lui ăsta mai iei 5 lei, ci colegele mele atunci când am avut un punct de vedere care nu era în concordanță cu modul de fixare, să zic, legal al salariului, să știți că întotdeauna mi-au atras atenția constructiv, nu cu atenția vedeți că stau lucrurile așa. Am încercat să facem diferențieri. Nu le putem face foarte mari pentru că creează un efort bugetar foarte mare. Încă o dată spun, din 223 de angajați, 210 sau imediat vă spun, 212 au creșteri salariale și 20 care unde erau anomalii, adică șef serviciu cu salariu mai mare decât directorul și alte anomalii de acest gen, acolo am coborât salariile. Dar nu foarte mult. Am căutat să nu le diminuăm de o manieră încât să fie la limită să le diminuăm, dar să se respecte această ierarhizare. Acestea au fost principiile de bază și o să vă invit iarnă, dacă va da Dumnezeu să fim cu toții sănătoși și să ne mai regăsim pe aici, în aceeași formulă, o să vă invit să luați parte, întrebați-le pe colegele mele câte ore au stat în acest weekend, că apropo că nu s-a dat materialul la timp, câte ore am stat tocmai în discuții și cu, nu mai vreau să mai spun liderul de sindicat, că nu-i bau liderul de sindicat și mi s-a făcut mie frică că nu știu ce, dar am stat ore în șir, sâmbătă, duminică, vine pentru a găsi un optim. Și optimul ăsta să nu creeze ceea ce v-am spus, taxe și impozite mai mari. Eu nu zic că
Adică am avut toată buna credința domnului Ieri și cred că ați început să mă cunoașteți. Nu ne-ai competența profesională a doamnelor că au lucrat, nici faptul că au lucrat mult. Eu spun un adevăr, că suntem puși în fața unui fapt împlinit pe care trebuie să-l votăm, să-l spun, votăm fără să-l înțelege. Asta. Dacă să trecem peste acest aspect, pentru că înțeleg că pauza nu mai este de actualitate, rog că domnul primar, dacă își rușește și această chestiune, cu 9.99, ca să nu mai existe din punct de vedere legal, că e 10 sub, că e egal. Să rămânem pe 9.99 și ca să fim siguri că e 100%. Deci dacă legiuitorul voia să fie 10, spunea până la 10 inclusiv. E da, clar, da. Și atunci să mergem pe varianta. Eu sunt de acord cu o indemnizație între 0.1% și 9.99%. Ca să fiu foarte... Da, în calitate de inițiator, în situația de față, trebuie să nu fiți de acord. Bun, da. Țin, deci ideea e să nu fie 10. Știți că țin cont de părerea domnului Ierine. Da, 9.50. Da. Deci am spus că nu se poate 10. Asta urma să facem acum din punct de vedere procedural. Adică inițiatorul să-și însușească această chestiune. Și atunci am trecut peste ca să nu mai facem amendamente la amendamente și așa mai departe. Deci domnul primar. 9.50. Domnul primar reușește această chestiune. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Bun, 2-3-4. Împotrivă nu sunt. Dar tot așa votați, indiferent la 10. Nu, acolo era o chestiune de legalitate, nu de oportunitate. Da, era în altă voie. Bun, înțeleg că proiectul a trecut cu majoritate de voturi. Dacă nu mai sunt alte chestiuni, declar închise dezbaterile de astăzi.